Am dat o scurgere pe aici. Da, să tasează garniturile astea. Mai avem o pierdere pe aici, pe la pompa de înaltă. A, unde-s vaporii aia? Da. Ok. Da, dar jos, în partea de jos, e mult mai mult. Salutare, măulilor! Este luni, deci e timpul pentru episodul numărul 7. Astăzi îl avem în prim plan pe Coco, care lucrează la un Mondeo 2017-2.0 automat, 180 de cai. A venit săptămâna trecută cu o constatare în vederea achiziționării. A și achiziționat-o între timp și astăzi este la noi să-i facem, să o punem la punct. Avem distribuție de schimbat, pompă de apă, niște garniturele pe la pompa de injecție, niște senzori, garnitură baie ulei, niște pierderi pe la cutia de viteze. O să fie interesant, așa că vă doresc vizionare plăcută. Nu uitați de comentarii, răspundem la toate mesajele, like, share, subscribe ca să creștem mari. Și cam atât, ne vedem la sfârșitul episodului. Spor și vizionare plăcută! Neața. Ce cu Fordul ăsta frumos? Avem de făcut distribuție, revizie. De schimbat două garnituri la pompa de vacuum și la pompa de înaltă. Și garnitura la cutia de viteză. Da, la capac. Așa, și i-am făcut o diagnoză și avem un defect de solenoidul de ulei. Presiune ulei? Da, de presiune de ulei. De ce ai ceva de treabă? Da, mașina se limitează în cauza la solenoidul ăsta. Se limitează viteza, da, sau ture? Da, nu mai trage, da. Ah, ok. Bine, cred că a fost săptămâna trecută. Da, la constatare. În vederea achiziționării? Da. Așa, și am hotărât să o facă, să-i facă distribuția și ce i-am găsit pe la aia. Ok, deci a păstrat omul și... E încântat și vrea să facă țipă. Te-ai apucat de treabă înaintea mea. Cu ce începem? Cu scutul. Cu scutul întotdeauna. Ok, deci scut, roți? Roată doar. O singură roată? O singură roată, așa. Să vedem dacă curge de aici, dacă am spălat data trecută. Da. Unde? Curge spate vacuumul pe la garniturile alea de sus. Astea de vacuum și de ce mai zici, da, tu? Pompa, da, de vacuum și așa mai, da, departe. Și la baie. Că vine și pe la Simmering, la distribuție, vedem. Simmeringul nu l-am comandat, nu? Nu. Ce se întâmplă, doctor? Demontăm. Demontăm și iar demontăm. O să ne mai trebuie să am niște garnituri pe aici. Da. Da. Dar văd când după ce lui demonta pe asta. Văd o scurgere pe aici. Asta e pompa? Da. Și mai avem o scurgere pe aici, mai majoră. Deci, pe unde te... sau cum îți... Da, să tasează garniturile astea. Ah, ok. Așa, și... Mai avem o pierdere pe aici, pe la pompa de înaltă. Da. A, unde-s vaporii aia? Da. Da, dar jos, în partea de jos, e mult mai mult. Ah, ok. Și ăsta ce e? E mastic. Ah, ok. Un mastic. În regulă, deci trebuie defrișat toată, da, asta, da, pe aici? Da. Poate are... e tampon hidraulic? Da. Electro-hidraulic, cred? Sau e antrenat electronic? Nu.
Stai să mă uit pe... Nu, e hidraulic. Păi toate sunt. Toate sunt așa. Am demontat pompa de înaltă. Da. Și pompa de vacuum. Trebuia să schimbăm garniturile. Garniturile de la pompa de înaltă și pompa de vacuum. Așa. Așa. Și la pompa de înaltă trebuie avut grijă că se pune la punct. Așa, așa pentru da. Amatori. Da, trasă distribuția la punct și avem aici un punct pe pinion. Și al doilea punct pe corpul pompei. Aha, deci dacă nu face chestia asta, o să ia defect de presiune. Mașina o să pornească, o să da în ture mari, o să se aprindă cecul. Ah. Și o să ia defect de presiune. Deci de reținut. De reținut. Sau reține și evitați. Da. Ok. No, așa. Și acum ce acum mai trebuie să curățăm. Să curățăm, să facem GGA. Să facem cum zice Neiguan, farmacie. 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 Nu facem reclamă. Nu facem reclamă la pastile. Nu ne trebuie pastile. Dacă facem reclamă la aspirină, dar e bună. Am curățat... Le-am făcut frumoase, gingaș. Piesele. Așa. Așa. De la ce zate? De la, da, de la pompa de înaltă. Pinionul intermediar, au venit și garnituricile. Bine, cred că mai trebuie să vină. Mai trebuie să mai vină una. Avem O-ring-ul. Avem garnitura de la pompa de vacuum. Mai trebuie să vină una. Și apă pe aici, da. Și începe montajul. Trebuie să mai curățăm pe aici nomolul ăsta. GGA. Foarte bine. Revenim. Pică domn. Ia zi și aulică domn. Ce faci aici? Pun pompa la punct. Te vezi ca curca în lemne. Pui la punct. La semnele alea de care am zis, nu? Poate vacuum. Ia zi-ne cu nou, ce facem aici? Defrișăm partea cu distribuția? Partea cu distribuția, da. Am pornit-o, am... A, ca să cu dai pompa. Seama dacă e totul în regulă în partea asta la altă. Da, da, păi e în regulă. Și acum defrișăm tot ca să ajungem la distribuție. Bine, am ajuns în mare parte. Da, de urmă. Ia zi. Am ajuns la distribuție. O dau jos acum. I-am slăbit și pinionul, că avem o pierdere de ulei. Da. Au apărut deja fisuri ca aici. Pinionul de la axa. Și uite pierdere aici. Pierdere de ulei. De ulei. Ah, gata, se vede? Se vede, se vede. Uite ce a făcut aici, ce a mozgolit. Și vine de aici, de exact de sub semering. Acum o să spălăm. Ah, și ziceai tu că n-ar fi fost bine pusă la punct? Da, era... N-am putut să calez axa la început. Și ce înseamnă asta? Probabil s-a întins cureaua. Da. Da. Am intrat la... Deci avem o lui... Uleiul. Pompa de apă, garnitura de baie,
solenoidul la presiunea de ulei. Îl putem scoate un pic? Doar pe origine, da. Așa. Și toate garniturile alea pe care le-am înlocuit mai devreme pe alea. Așa. Și uite aici, mizerie ce avem. Și să facem un cadru acum cu mizerie și un cadru fără mizerie, nu? Da. A, tu te referi la toată mizeria asta după aici, nu? Da. Se vede. Vezi că se vede și pe jos. Acu e curat. E curat. Before and after. E ce trebuie. Frumos, rău. Merită o distribuție, nu? Da, merită. Acum, da. Până acum nu merită. Neion, te-a dat acordul? Cine? Dacă v-ați dat acordul. Ia vezi, bă, e bine acolo ce am făcut. E curat, e uscat? Dă-i un pic, dă-i la automat. Au. Ia ține, Coco. În ce stadiu suntem? Am montat distribuția, i-am schimbat semeringurile. Se pun calculatorul și se dăm prima cheie. Se dăm ok? Da. Ai pus și capacul? Ah, nu. Îi dăm ok așa să vedem dacă tot da, în cum lucrează cura? Lucrează în exterior, lucrează în interior. Lucrează cum vrea? Nu, trebuie să lucreze cum vrem noi. Ok. Și după asta mai avem solenoidul, cred? Da. Nu? Și uleiul și filtrele și garnitura de baie. Și garnitura de la baie. Am înțeles. Cred că luna viitoare o să vină cu schimbul de ulei din cutia asta automată. Are un power shift în 6 fete. Da. Să-l schimbăm și pe ăla și filtrul de ulei. Dar toate la timpul lor. Ok, hai să spor la treabă și ne vedem la următoarea scenă. Ce intervale de schimb au ăștia? 30 de lei. E puțin probabil să n-apară mâzgă de-asta pe ea. Hai. Oricum, indiferent ce ar fi, mi se pare mult 30 de mii. Mai ales dacă e părtănită în oraș. Că aici, de fapt, da. Că de fapt asta e problema. La 30 de mii mergi dacă... Dacă faci autostradă. Autostradă 70% în kilometri. În timp, îi faci pe autostradă. E și distribuția rezistă mai mult la anumite mașini în funcție de cum mergi cu ea. Că nu mai are șocurile alea. Păi da, nu ai când mergi cu un oraș obligare și automat. E una e când te duce pe autostradă. Șurubele. Filtros de polenos. Ai dărâmător pe tu? Deci doar ăsta mai e de schimbat. Și apoi la probă cu ea risim sistemul de răcire. Și atât. Oră mai punem scutul. Verificăm și punem scutul. Ok. Da, domnul pilot. E bine? Hai. Am ieșit cu Cocolino. Ce vrea de la viața? A prins ABS-ul, trebuie să-i facem și o diagnoză la asta, că îi se aprinde când și când. Așa a spus el? Da. A reclamat? Ok. În fine, am scos-o, la o probă de frum. Cred că mi-e bine să schimb vitezele astea, da? Nu-ți permite măciuca asta. Nu-mi permite. E 6 trepte power shift, double clutch, nu? E dublu ambreiaj. Și parcă are niște căluți, 2.0, 180 de cai. Au stors ceva nebuni din. S-a stins ABS-ul. Da, trebuie să vedem ce de. Au scos ceva căluți din el. Am ieșit în probă de drum să vedem dacă e tot în regulă, să se aerisească și de fapt să ajungă apa la temperatură, să înceapă să deschidă termostatul, să aerisească sistemul, ca să vedem ce mai avem de completat. Așa, Coco?
la urmă să-i dăm clientului mașină. Nu. A, și să-i punem testul să vedem dacă mai are ceva pe, pe ea, nu? Da. Și cam atât. Ce consumare în bord? 7 media? 7. Deci, bun, pentru cât e în mașina asta de mult. Că e și destul de greoaie. E frumos, în 2017. Am uitat să-l întreb câți bani de pe ea, dar... 13. Și kilometri? 170.000 aproape. Da. Da? O să și are ce? Deci, așa, start-stop, climatronic. Volanul ăsta. Aia ce dracu e? Lane assist? Își ține bandă. Băi, ești nebun? Știam că a pus așa ceva. Pe undeva. Îți ține el banda sau te avertizează doar? Avertizează. Vibrează volanul sau chestii de-astea? Când... Încearcă în fiesta asta. Da, se îngălbenește. A, doar se îngălbenește? Și îți arată și limita de viteză. Ce ai zis că? În sens? Nu mai știe? Da. Nu mai știe. Nu mai știe. Nici nu e marcată. Adică nu se mai văd marcaje. De chiar asta după ce se ia. După marcaje, nu? Are camere sau ce? Da, are camere. Concluziunea? Concluziunea? Mașina merge bine, să vedem acum cu pierderile ce am rezolvat. Nu, dar acum ți se pare că mașina? Merge destul de bine, e destul de ok. E închegată? E închegată, legată. Nu se simt 180 de cai cum se simt în BV. Da. Totuși, e destul de greoaie mașina. Se mișcă bine. Binișor. E și insonorizată, are și opțiuni pe ea. Și mai ales acum că... Nu are încălzire în scaun. Nu are încălzire, n-am scos pe mine. Bă, de regulă astea sunt destul de șmecheri. A, uite, în schimbare parbrizul încălzit. Și ciudat că n-are și scaune încălzite. Parbrizul cred că s-a pus și pe 2001. Păi da, la cred că ăștia au patentat pe Mondeo. Pe Mondeo, adică... da, ei cred că au inventat șmecheria asta. Cu șmecheri rău. Asta cu parbrizul, da, e absolut genial. Chiar e bine, nu mai sunt iernile chiar atât de nasoale la noi, dar oricum e vis. Am ajuns, deci ok, mai facem ultimele verificări și chemăm clientul să se bucure de ea. Mogulilor, ziua de azi s-a încheiat, Fordul s-a rezolvat. O să-l revedem în curând cu un schimb de ulei de cutie, deci țineți aproape. Like dacă v-a plăcut conținutul, nu uitați de comentarii. Puteți să vă abonați aici și să vedeți un alt clip cu un Ford mai mic aici. Mulțumim pentru vizionare și ne revedem la următorul episod. Spor la șurubărit! Ciuți!